Preotul Mântuirii se cheamă la noi, da? Da. Haideți, pornim la treabă, dragilor. Clasa a... cincea. A patra. Treabă a șase. Așa, clasa a patra. Știți că v-am lăsat ceva de lucru. Ați făcut chestiunea acelea? Nu. De ce nu? Dar toți, mă, v-ați hotărât să o faceți. Nu, da, nu. Am văzut la telefon. Vezi? V-ați înțeles? Da, nu știu. Vezi? Dacă niciunul nu facem, asta e bun. Bine, hai să facem împreună acum, da? Deci era minus 130, adică, da, paranteză. Deci minus... Minus 132. 132. Plus 150. 150. Minus 28. Minus 28. Și închide paranteza. Ori. Așa. Minus 178. 178. Plus 200. Plus 200. Minus 12. Minus 12. Egal cum. Vă apucați de treabă, voi mergeți înainte, cine termină primul îl felicităm. Dar eu cu Ștefania mă apuc și lucrez. Da? Voi aveți ce face. Cu Ștefania poftim. Hai să vedem. Într-o primă variantă. Facem 132 plus 28. Așa, adunăm pe datoria, da? Da. Deci va face 150, îl lăsăm. 150 minus... 32 minus 28, minus, le adunăm, 8 și cu 2, 10, 0, hai, te rog. 8 și cu 2, 10, 0, scriem 1, îl ducem la 2, da. 3 și cu 3, 6 și 1, 160. Minus 160, totul de înmulțit cu? Cu? 200 să scriem, da. Da, 200 minus 2 și cu 8, iar 0. Da. 1 același, 1, 2. Și cu 7? 9. 7 și cu 2, 9. Și cu 1, 190, da? Da. Egal mai departe cu? 150 minus 160 face cât? Datoria e mai mare decât... Plus. Atunci rămâne minus. Rămâne datorie. Da. Deci minus cât? 160 minus 10. Minus 10. Da. Atenție. Deci dacă e datoria mai mare, am dat semnul datoriei, că rămân dator. Exact cum s-ar întâmpla, așa, Ștefania, minus 5 plus 6. Păi minus 5 plus 6 face plus 1. Dar dacă ar fi 5 minus 6, face minus 1. Da? Aici ar face 1, că e 6 scăzut 5, face 1. Și 5 minus 6 face minus 1. Pentru că datoria, te ai numai 5 lei în buzunar și ca să dai 6 lei, nu poți să dai 6 lei, mai rămâne un minus 1 datorii, nu așa? Deci e clar că aici ar face cât? 150 minus 160 face minus 10. De acord? Minus 10. Și 200 minus 190 e simplu de scăzut, că este scăderea pe care o știm noi, 200 minus 100 face 10. Deci minus 10 ori 10. Da? Cu plus. Da. Plus 10, da? Și egal mai departe cu minus 10 ori 10, Ștefania, te rog, minus 10 ori 10 la mulțire, unul e așa și unul e așa. Minus. Minus, va face minus. Minus 100. Minus 100. Asta e varianta rapidă. Cealaltă variantă, vă rog să ne apucăm de lucru și spunem, Ștefania, ce? Prima dată facem minus ori. Minus ori minus, da? Ce da. Se face la mulțire? Minus ori minus? Plus. Plus. Deci face plus. Nu mai scriu că e la început. Da. Și rămâne să mulțim 132. Hai să mulțim deoparte. 2 cu 178. Voi lucrați în continuare, da? Okay. Varianta asta, să vedem dacă ajungi... Tu la cât trebuie să ajungi? La minus 100. Hai, să vedem. Vorbește-te, rog. 8 ori 2, 16. 6 scriem, 1 reținem. Da. 8 ori 3, 2...
34 și cu 1. Și cu 1, 25. 5 și 2. 5 și 2. 8 ori 1. 8 și cu 2. 10. 10. 7 ori 2. 7 ori 2. 14. 14, 4 scriem 1 de tine. 7 ori 3, 21 și cu 1, 22. 2. Da. 7 ori 1, 7. Și cu 2. Și cu 2, 9. Da. 1 ori 2. 1 ori 2, 2. 1 ori 3, 3. Și 1 ori 1, 1. 1. 6. Da. 9. Da. 4. Da. 1 și cu 9. 13. 13. Și 2. 2. Deci 23 de mici de cheltuit. 23 de mici, 497. Deci punem deodată 23 de mici cu plus. Nu mai punem plusul, că nu mai e nimeni în față ca să se lege de el. 23 de mici, 496. Dacă ar fi minus, am scrie că e minus, e un număr negativ. Mai departe. Acum 150. 100, nu, cu tot cu ăsta. 132 cu 200. Semnul mă interesează, unul e așa și unul e așa. Minus. Minus. Și de o parte să mulțim pe 132, am stabilit semnul. 132 înmulțit cu 200. 200, nu neapărat să le punem la subaltele. Pot fi la mulțirii pus și așa la dala, da? 2 ori 2. 2, 4. 2 ori 3. 2 ori 3, 6. 2 ori 1, 2. Și cele două zerouri le punem cu sutele, de ordine sutele și mulțim și aici cu 26.400. 26.400, da? Asta a fost, asta este rezultat. Mergem mai departe. Cine cu cine acum? Plus. Plus, foarte bine ai spus, că minus ori minus, nu? Face plus. Și avem de mulțit 132. Cu 12. 40. Cu 12, nu? A, da. 132. Cu 12. 2 ori 2, 4. 2 ori 3, 6. 2 ori 1, 2. 1 ori 2, 2. 1 ori 3, 3. 1 ori 1, 1. Da. 4, 8, 5, 1. 1584. Mai departe. Am terminat cu 132, care și-a făcut efectul pe toți, din paranteza a doua. Acum cu 150. 150. Și începem de la cap. Minus. Minus. Foarte bine. Deci 150. Hai să zicem 179 ori 150, că e mai ușor, că avem 0 la sfârșit. Deci 178 ori. 150. 5 ori 8. 5 ori 8, 30. Ia să vedem. 40 sau 30. Nu știu, e sigură. Da? E un moment de ezitare. Hai să facem deoparte. 5 ori 8 egal cu 5 ori, în loc de 8 pot să spun 5 plus 3. Nu? 5 plus 3 și egal cu 5 ori 5, 25, plus 5 ori 3, 15. Deci 5-ul ăsta pe amândoi îi lovește, da? 5 ori 5, 25, 5 ori 3, 15 și este egal cu 25 cu 15, egal cu 40, nu? Că 5 cu 5 fac 10, 10 ce 1 și cu 1, 2 și cu 2, 4. 5 ori 40, nu mai uităm niciodată, da? Bun. 5 ori 40, 0 și 4. Da. Apoi, 5 ori 7. 35. Și cu 4. 39. 9 și 3. 5 ori 1, 5. Și cu 3? Și cu 3, 8. 8. 0 îl punem și atunci face 8.000. 900, da? Da. 8.900. Și mergem mai departe.
la cine cu cine, unde suntem acum, la 150, cu cine am mulțit, cu 178, am de, cu primul chiar. Da. Și acum 150 cu cine? Cu 200. Cu 200. Amândoi sigur plus, deci va fi plus, nu? În caz de discuție. Și acum zicem 150 ori 200. 200. 200. Și câte zerouri trebuie să pun aici? 3. 3. 1, 2, 3 și până mulțesc. 5 ori 2. 2 ori 5, 10. 10. 2 ori 1, 2 și 1? 3. 3. 30 de mii, da? Plus 30 de mii. Mai departe, unde sunt? Cine cu cine acum? 150 cu 12. 150 cu 12. Semnul? Minus. Minus. 150 ori 12. Deci 150 ori 12. 150 ori 12. 150 ori 12, să vedem cât face. 2 ori 5, 10. 2 ori 1, 2 și cu 1, 3. Da. 1 ori 5, 5. Chiar sub 1, sub 3 începem, da? 1 ori 5, 5. 1 ori 1. 0, 0, 8, 1. Adică? 18... Nu, e 1800. 1800. Așa, 1800. Citim numărul, da, totdeauna cu atenție. Mergem mai departe. Suntem acum la cine? La 28. 28, începe de la capăt, da? Da. Ce se împune? Minus plus. Cu minus, plus. Plus. Și mulțim. 28. Sau zicem 178 ori 28, nu? Mai da. Bine așa. 8 ori 8, 64, 400, 6 ori 9. 8 ori 7, 56. Și cu 6? 62. 62, 2 și 6, tot 6. 8 ori 1, 8. 8 și cu 6... 8 mei trebuie un 2 până la 10, luăm din 6 și rămâne 4, 10 și 4, 14, nu așa? Deci 6 și 8, 14. Mergem mai departe. 2 ori 8. 2 ori 8, 16. Da. 1 reține. 2 ori 7, 14. 14 cu 1, 15. Da. 2 ori 1, 2 și cu 1, 3. Da, 2 ori 2 și cu 1, 3. 4. Da. 8. Da. 9. Da. 4. Ce număr? 49. Nu. 490. 4.000. 4.984. Așa, 4.984. 4.984. Mai departe. Suntem la minus 28 cu 200, da? Da. Ce semn? Un așa. Minus. Minus. Și zicem 28 ori 200. Cele două zerouri le punem și începem. 2 ori 8. 2 ori 8, 6. Scriem numele. 2 ori 2, 4 și cu 1, 5. 5.600. Minus 5.600. Ce urmează? Plus. Plus, da? Că e minus cu minus, plus. Deci plus 28. Ai terminat? Da? 28 ori 12. 2 ori 8. 2 ori 8, 16.
8, 16, 6 scriem 1, reținem 2, 2, 4 și 1, 5. 1, 8. 8 ori 1, 8 și 8 ori 2, 2. Nu, no, nu, no, no, 8 ori 2. Deci 1 ori 8, 8, 1 ori 2, 2. Da. 6. Da. 13, că ei, în 8 îi trebuie un 2, da? Ca să facă 10. Și luăm din 5 și urmați 3. Deci 13, da? Da. 2 și 1, 3. 336. Deci plus 336. Și acum, cum procedăm? Ce e cu plus de o parte, ce e cu minus de o parte? Îi luăm în prim plan. Deci e cu plus. Și o să avem 23.000 vorbește. 23.496 plus 1584 apoi plus 3 așa 30.000 de da? 30.000 plus 4 plus 498 și plus 4984 am zis, da? Da? 4984 plus 336 minus 26.400 minus 89 minus 8.900 da minus 18 nu, păi nu, nu sunt 18.000 1.800 minus 1.800 minus 56 de nu sunt 56. 5.600. Minus 5.600. Și egal cu. Egal cu. Ia să vedem calculul. Se adună, le punem una sub alta pe toate. Merge mai bine la adunare când le punem una sub alta? Da. Ia să zicem. 23.000 vorbește. 23.496 plus 1.584 plus 4.984 plus 337. 336. Ia să vedem ce se întâmplă. 6 cu 6, 12. 4 cu 4, 8. Și 12 cu 8, 20. 20. Altfel. Așa, făceam aici 4 cu 6, 10. Da. 4 cu 6, 10. 10 și cu 10, 20, da? 0 și 2. 2 ăsta, unde îl duc repede ca să scap de el? La un 8. Da. 2 și cu 8 face? 10. 10. 10 și cu 9, 19. Și cu 3? Și cu 3. 19 și cu 3. 9 îi mai trebuie un 1. Și îl luăm din 3. Și am făcut 20 și... 22. 2. Da? 22. 2 și 2 reține. 2 acela, unde să-l ducem repede? Cred că la 3 l-aș duce. Da. 2 și cu 3 face 5. Și cu 5 de aici? 10. Și cu 9? 19. Și cu 4? 9 îi mai trebuie un 1 ca să facă 23. 3 și 2. 2 acela și cu 3
2 și 5. Cu 3, 5. Și cu 1? 6. Și cu 4? 9. 6 și cu 4? 10. 10. Da? 6 și cu 4? 10, 0. Și 1, da? 2 și cu 3, 5. Și cu 1? 6. Deci fac 60.320. Deci este egal cu 60.000. 320. Ei, 60.320. Acum ce e negativ? Să adunăm pe toți datoria de o parte și să vedem la scădere. Deci o să adunăm 26.000. Vorbește, te rog. 26.400. 400. Apoi. 8.900. Da. Minus 18. Nu e 18? 1.800. Apoi? 56. 5.600. Da, 5.600. Și? 0. Da. 0. Da. 4 și cu 6, 10, 10 și cu 9, 9 19, 19. Și cu 8, 8 îi trebuie un 1 din 8, îl luăm. 30 și... 27. 27. Am luat un 1 și am făcut 20, nu? Și a rămas în loc de 8, 7, 27, 7 și 2. 2 acela unde îl punem repede ca să nu uităm. La 8. La 8 și am făcut 10. Da? 10, 1 cu 5, 6, 6 cu 6, 12, și cu 10, 20 și 2. 2 și 2. 2 și cu 2, 4. Deci 4.000. 42.000. 700. Deci minus 42.000, 700. Cât trebuia să ne dea? Minus. E minus. Că astea le-am adunat pe ele deoparte, nu? Da. Și le-a dat minus 42.700. Și acum, ce facem? Scădem din cel mai mare pe cel mai mic. Și se poate face scăderea asta. Dar din 60.000, dacă scădem 42.000, nu va da niciodată minus 100. Deci am greșit clar. Asta e mare problema noastră. Am greșit din nou. Ce să facem, ce să facem? Ce credeți că facem? Mai facem o dată? Nu avem alte soluții. Deci am greșit, asta e. Și voi aici, și voi n-ați descoperit greșeala? Vă dat același lucru? Mi-a dat puțin altfel de fapt, dacă vreau să văd dacă îmi dă 100 acum. A, deci tu ai altceva. Da. Sunt foarte trist. Unde am fi greșit? Cred că am pățit ca data trecută. De ce voi acasă n-ați mai reluat și ați băiat? Dar e greu acolo. Mai nu facem. Ne-am dat telefon și am zis. Și da, ieri ați văzut că ne-a mers perfect. Fără greșeală. Vrem să vedem dacă nu-i greșeală la prima variantă. Da? Hai să vedem așa. 132 și cu 28 au făcut parcă minus 160. Da. 150 minus 160. Aici 200 și 178 minus 12 face 190, da? Da. Și atunci 150 minus 160 face minus 10. 200 minus 190 face 10, minus 100. Pare că aici este corect. Sigur că da, este corect. Ca să fim și mai siguri, mai vedem o dată. Vicky, te rog pe tine să fii foarte atent. Da. Vreau neapărat să mă ajuți. Deci, minus 138, minus 28, face minus 100, minus 160. Că așa se întâmplă, am adunat datoria. Și din 150 minus 160 e minus 10. Urba, în prima paranteză. A doua. Minus 178 minus 12 face minus
90. Și 200 minus 190, 10. Minus 100 trebuie să ne iau. Greșelile, unde credeți sunt? În cea mare. Aici, pe culoarul celălalt. Deci am greșit pe aici. Mă aveți puterea să ne luăm de la capăt? Tu ai făcut toate înmulțirile acolo, nu? Da. Urmărește. Tu mă urmărești și eu le fac eu. Da? Da. Ștefania urmărește să vedem unde e greșeala. Că trebuie să spune la greșeala. Deci, 132 ori 178. Da. 8 ori 2, 16. Așa am scris. 132, 178. 8 ori 2, 16. 8 ori 3, 24 și cu 1, 25. 8 ori 1, 8 și cu 2, 10. E bun asta, nu? 1, 0, 56. 7 ori 2, 14. 7 ori 3, 21, 22. 7 ori 1, 7 și cu 2, 9, da? Da. 1 ori 2, 2. 1 ori 3, 3. 1 ori 1, 1. 6, 9, 4, 10, 13, 23.946. Da, 23.496. 23.496. E bine, da? Da. Bine. Urmăi și voi acum, da? Și faceți și socotele. Urmăi și socotele care s-au făcut. Vedeți dacă intrăm în contradicție undeva, trebuie să găsim greșeala. Acum, minus 132 cu 200. Da. Deci 132. Semnul este minus, da, că unul e cu plus, altul e cu minus. Deci 132 ori 200. 2 ori 2, 4. 2 ori 3, 6. 2 ori 1, 2. 0, 0, 26.400. Da. 26.400. Bun. Da. Acum, tot 132 cu 12. Da. Cu semnul plus va fi. Da. Deci 132 cu 12. 2 ori 2, 4, 2 ori 3, 6, 2 ori 1, 2, 1 ori 2, 2, 3, 1, 4, 8, 5, 1. Da. 1584. Da. Bun și ăsta. Cu minus 132, înmulțirea cu 3, o genera 3 numere. Da. Vine 150 acum la rând, cu pe rând fiecare. Deci 178 ori 150. 5 ori 40, 5 ori 7, 35 și cu 4, 39, 5 ori 1, 5 cu 3, 8. 1 ori 8, 8, 1 ori 7, 7, 1 ori 1, 1. 0, 0, 8 și 9, 17, 16, 26, 700. Aici am greșit. Aici am greșit, da? Cât am zis acolo? 8.900. Ai cum ne-a dat nouă mic? Ia vedeți o dată. Mai vedem o dată. 178 ori 100, ori 15, 150, da? Mai urmă aici. Ne-am luat ori după primul. Deci 5 ori 8, 40, 5 ori 7, 35, 39, 5 ori 9, 5, 3, 8. Și de aici n-am mai scris. Și n-am mai scris? Nu. Numai cât am zis, ori 5, atâta? Da. Și nu mai avem, în linia a doua nu mai avem construită. 1 ori 8, 8, 1 ori 7, 7, 1 ori 1, 1. Da, cred că aici s-a greșit. Deci e 26.700. Îl ștergem pe ăsta. Minus 26.700. Apoi, 150 ori 300 fac 30.000. Că e și cum ar fi 2 ori 15, care face 30 și 30 ori. E perfect. Acum, minus 28 îi ia de la capăt. Și am 178 ori 28. 8 ori 8, 64 și 6. Ori 7 ori 8, 56 și cu 6, 62. 8 ori 1, 8 și cu 6, 14. 2 ori 8, 16. 2 ori 7, 14 și cu 1, 15. 2 ori 1, 2 și cu 1, 3. 4, 8, 9, 4. 4.984. Este așa? 4.984. E bine.
200 ori 28. Ca și cum aș zice 2 ori 28. 2 ori 16, 2 ori 24, 1 ori 5. 56 cu 20 ori. 5600. E bine. Și 28 ori 12. Cu plus. 28 ori 12. 2 ori 16, 2 ori 2, 4, 1, 5, 1 ori 8, 8, 1 ori 2, 2. 6, 5, 8. Cât face 13? 336. Bun. Acum trebuie să ne dea. 4 cu 8. Unde? Nu e 5 cu 8 acolo. Nu e 4 cu 8? Operație 28 ori 12. 28. Mai facem o dată, ori 12. 2 ori 8, 16, 2 ori 2, 4 și 1, 5. Nu? Așa. 1 ori 8, 8. 1 ori 2, 2. Da? 6, 5 ori 13, 336. E bine. Acum, haideți să vedem ce-i cu plus. Da, ce-i cu plus i-am adunat și ne-a dat un răspuns. Și cât o dădusură? Că la negativ ăsta am greșit noi aici. Știți că aici am lăsat trecola greșeala. Da, hai să mai facem o dată. Ne punem 2, 3, 4, 9, 6, 1, 5, 8, 4, 1,584, 30.000, 4.984, 336. 10, 10, 20, 0 și 2. 2 ăla și cu 8 fac 10 și cu 3, 13 și cu 8, cât face 13 și cu 8, 21 și cu 9, 30. Așa face? Ia să mai vedem o dată. Deci, 2 de acolo și cu 3 de aici, 5. Adică 10 și cu 3, 13, poftim. Da. 2 și cu 8, 10 și cu 3, 13. Și cu 8, 21. Da, și cu 9, 30. 0 și 3. Da, de aici am greșit. Noi am zis 2. Da. Deci, 30 au făcut. Da. 3 de aici și cu 3 de aici face 6 și cu 4 ăsta 10 și cu 5, 15. 15 și cu 9 fac 24. Da. 4 și 2. 2 și cu 3 fac 5 și cu 1, 6 și cu 4, 10. 0 și 1, 3. 2 și cu 1, 3 și cu 3, 6. 60.400. Data trecută nu mi-a dat așa. Cât o dat? 60.000? 60.320. Deci, 60.000, 400. Hai să vedem cele cu minus, să le adunăm datoriile. Deci, deoparte, 26, te rog să-mi dictezi de chid, 26.400. Cu 26.700. 26.700 și... Cu 1.800. 1.800, da. Cu 5.600. Cu 5.600. Și cu... Cam atât negativ, da? 0, 0. 6 și cu 4 fac 10. 7 și cu 8, 15. Și cu 10, 25. 5 și 2. Așa. 2 de acolo cu cine, să zicem, cu 5? 7. Și cu 1, 8. 8. Și cu 6, 14. Și cu 6, 20. 0 și 2. 2, 4, 6. 60.500. Minus 60.500. Da, mi-a dat. Acum da. Acum dă. Da. Pentru că e mai mare ăsta cu minus, va rămâne semnul minus, datorii, minus 100. Că din 60.500 scădem 60.400, minus 100. Iată, corect, rezultatul și pe o cale și pe cealaltă. Ce rămâne? Ce învățăm din chestia asta? Că atunci când am greșit,
să avem răbdare, să o luăm de la capăt. Sau să nu ne grăbim. Da. Da, există riscul unei greșeli. De data asta, făcând pe două metode, avem control. Deci avem control că dacă nu ne dă același rezultat, înseamnă că undeva am greșit. Și atunci eu am luat-o, să fiu sigur, pe prima, care e mult mai ușor, rapidă, să fiu sigur că minus 100 este corect. Și atunci când m-am dus pe a doua, am spus, numai acolo am strecurat greșeala. Nu e în altă parte. Acolo și numai acolo. Poți să-ți spun pe celelalte? L-ai făcut și pe celelalte? Da, nu, pe celelalte câțiva. Să-l faci și pe celălalt. Da. De acord cu asta. Data trecută am avut satisfacție când mi-o dat din prima. Da. N-am avut. De două ori. Da? Două sau trei ori am avut rezultat perfect. Da. Asta înseamnă că eram foarte atent și n-am avut bâlbâiel de asta. Aici unde am greșit, Ștefania? Când n-am înmulțit cu cifra 1 acolo, știi? La 10. Da. Și am găsit un răspuns departe de realitate. În loc să fie 26.000, ceva de ordinul sutelor. Ia să vedem altul. Te rog. Îl citesc acum? Da. Minus 1500, 159. Minus 159. Plus 478. 478. Minus 12. Minus 12. Totul de înmulțit cu? Minus 387. 387. 7. Da. Și așa. Plus 483. 83, da. Minus 117. 117. Egal cu. Vă rog să-i dați drumul repede pe culoarul cel mai rapid, adică făcând calculul pentru fiecare paranteză. Da. Să vedem la ce rezultat ajunge. Citește Gheotaba. Sper să reușiți. Mi-a dat plus 939. Pichin capul sus. Eu capul sus? Nu, și tu. 939, da? Nu, așa mi-a dat mie. Plus. Am să dat ții. Noiemi. La Noiemi m-am referit eu când am zis capul sus. Da? Putem face supra tabel? Nu. Tu te duci mai departe. Mai fă încă o dată, încă o dată și te duci pe culoarul al doilea. Așa. Deci, pe 479 las. 479 și adun datoriile. Minus 159 minus 12, face minus. 2 și cu 9, 11. 1 același cu 1, 2 și cu 5, 7 și 1.
minusul 71, înmulțit cu 483, las că e singur cu plus, 483 și minus 17 cu 7, 14, 2 și 8, 10, 0 și 1 și cu 1, 2 și cu 3, 5. Egal cu 479 minus 171, obțin 1 din 9, 8, 7 din 7, 0 și 1 din 4, 3, 308. Înmulțit cu, mai mare 508, 4, îmi va da un număr negativ, 3 din 4, 1, 8 din 10, 2, deci 21. Și va face 3. Ai greșit, nu? Da. Poate am greșit eu. Hai să reiau încă o dată. A, nu, nu am verificat. Deci 479, lăsa cu plus. L-am lăsat, da? Am adunat datoria 159 și cu 12. 2 și cu 9, 11. 1 același cu 1 fac 2 și cu 5, 7, 1 la sute rămâne 1. Deci e 479 minus 171. Și când scădem, 1 din 9, 8, 7 din 7, 0, 1 din 4, 3. 308. Din prima paranteză e 308. Din a doua paranteză. 483. Bine? 483. Și acum adun datoria. 387 cu minus 111, 70 cu 7, 14, 1 același cu 1, 2, și cu 8 fac 10, 0, și 1 și cu 1, 2, și cu 3, 5. Și acum ai 308 scăzut. Cine e mai mare? 504. Cădem din 504 pe 483 și punem semnul celui mai mare, minus. L-am pus. Va rămâne, nu, voi avea datorie. Minus. 3 din 4, 1. 8 din 10, 2. 4 din 4, nimic. Minus 21. Și acum trebuie să mulțesc pe, de o parte, pe 308 cu 21. Și zicem 1 ori 8, 8. 1 ori 0, 0. 1 ori 3, 3. 2 ori 8, 16, 2 ori 0, 0 și 1, 16 scriu, 2 ori 3, 6, 8, 6, 4, 4, 6. Deci minus 6.468. Minus 6.468. Asta este rezultatul care s-a obținut. Asta când am lucrat pe partea scurtă, da? Dar acum să ne ducem pe... Ștefan, ia te uiți la mine și spune, da, nu mai îmi trebuie, nu mai vreau. Nu, hai să facem ca să ne convingem că ajungem la același rezultat. Deci la același rezultat ajungem și într-un caz și în celălalt. Începem. Voi dați drumul amândoi, eu cu Ștefan. Da, rezultatul l-am aflat. Este corect? Așa cum am găsit, da? Minus 6.488. Ștefanele, noi facem echipă, muncim amândoi, ai văzut, dar data asta propunem să nu mai greșim. Sigur nu mai greșim. Suntem atenți. Deci, egal cu. Mai întâi semna, Ștefania. Minus ori minus, plus. De o parte, să facem 159 ori 387. Gata, pornim. 7 ori 9, 7 ori 10 ar face 70. Da. 7 ori 9, mai puțin 7. 63, da? 7 ori 9, 63, 3. Deci, 7 ori 3. Bun. 7 ori 5, 30.
Și 5. 35 cu 6. 5 cu 6, 11. 41. 41, 1 scriem și 4 le ținem. 7. 7. Și cu 4. 11. Bun. Cu 8 acum, începem cu 8. 8 ori 9, 72. 2 și 7. 8 ori 5, 40. 40 și cu 7, 47. 7 și 4. 8 ori 1, 8 și cu 4, 3. 12. Deci 8 îi trebuie un 2 pentru 10 și rămâne în 2, deci 12, da? Da. Cine urmează la mulțire? 3. 3 ori 9, 3, 27. Corect, 7. 7 scriem, 2 retem. Da. 3 ori 5, 15. 15 și cu 2, 17. Corect. 7 scriem, 1 retem. 3 ori 1, 3 și 3 cu 1, 1 4. 4. 3, da. Dar la problema mea care ne-a dat-o ieri, în loc de 159, e la 589. Nu, stai să... Dar n-are importanță acum. Dacă nu luat-o așa, lăsăm cu modificarea asta, că nu mai întoarcem tot. Da, așa e. Da. 589. 589. Critic, neopăcări, da? Nu înțeleg. E nimic. Am făcut cu 589 și acum e păi, atunci faci așa. Vin cu 159, cu varianta asta, ca să fim cu toții sincronizați așa. Scaunul acela să știi că se poate strica dacă tot îl... Așa? Și ți-l dau acasă. Bine. 3. 1 și cu 2. 3. Da. Așa. 7 și cu 7, 14. 4 și cu 1. Nu și cu 1. 14 și cu 1, 15. 5. 1 reținem, 1 îl ducem la 7. Așa. Nu, facem 1 și cu 2, 3. 3 cu 7, 10 și cu 1, 15. 1 scriem, 1 reținem. Și 6. Așa. 4 și cu 2, 6. 61.000, citim, nu? 61.533. Și am terminat cu prima mulțire. E vorba de cine făcută de noi? Prima mulțire 159 cu 387. Și acum, minus 159 cu 483, ai spus bine semnul, minus. Și începem. 159 483. Da? 159 ori 483. A, dar nu cu 387? Păi la mulțit, pe 159 cu 387 l-am mulțit. A. Că ăsta pe toți trei îi afectează. A, da, gata. Da? Da. Ne-am amintit. Da. Bun. 483. Așa. 3 ori 9. 9 ori 27. 7 scriem, 2 reținem. 3 ori 5. 15. 15 și cu 2, 17. 7 scriem, 1 reținem. 3 ori 1, 3 și 3 cu 1, 4. Perfect. 8 ori 9. 72. 2 scriem, 7 reținem. 8 ori 5. 40. 40 și cu 1, 41. 40 și cu 7. A, și cu 7. 47. 7 scriem și 4 reținem. Da. 8 ori 1, 8 și cu 4. 13. 8 și cu 4, da? Îi trebuie un 2 ca să facă 10 și rămâne aici un 2 din 4. Deci 12, nu? Da, 12. Da? Bun. Și scriem 12. Da? Acum, 4. 4 ori 9, 36. 6 scriem, 3 reținem. 4 ori 5, 20. 20 și cu 3. 23. Da, 3 și 2 reținem. 4 ori 1, 4 și cu 2, 7. 4 ori 1, 4 și cu 2, 6. 6, 7. Da? Da. Și 7. 3.
9. 4 și cu 6, 10, 17, 16, 1, 3 și cu 3, 6, 76.797. Cine urmează? Tot 4, tot 159, dar cu cine? Acum am înțeles. Cu 117. Și minus ori minus la mulțire? În loc de 6 este 7, deoarece am reținut 1, nu? Unde? Aici e greșeală? În loc de 6 este 7, nu? Că am reținut 1. Aici 12 cu 3 e 5, 6. Vedea că 6, că am făcut 2 ori 3 din greșeală. Așa, e 2 ori 3? Da. No, atenție. Mai vedem încă o dată. 4, 7, 7, 1, 2, 7, 2. Ai avut și tu așa, da? Da. 3, 6, 3. Deci 7, 9, 10, 17, 3 cu 3, 6, 1 cu 6, 7. Da? Perfect. E bine să vă uitați în paralel. Voi sedeți un pic mai în față și vă urmăriți dacă calculul este corect. Și m-a ajutat și pe mine. Dacă nu este corelat o greșeală. Așadar, tot 159, cu cine înmulțim 159? Cu 117. 117. Te rog. 7 ori 9, 63, 3 scriem, 6 reținem. 7 ori 5, 35 și cu 6, 41. 1 scriem și 4 reținem. 7 ori 1, 7, 7 și cu 4, 11. 1 ori 9, 9, 1 ori 5, 5, 1 ori 1, 1. Apoi. 1 ori 9, 9, 1 ori 5, 5, 1 ori 1, 1. Corect. 3, 10, 0, 1 ori ducem la 9, 10, 15, 16, 6, 7 și cu 1, 8, da. Și 1. Așa, citim. 18.603. 18.603. Deci, minus 159 a terminat treaba, că cu toți trei a făcut, nu? Yeah. Și acum urmează 478 care o e de la capăt. Deci vom avea? Vom avea minus. Minus semnul, da? Minus, că este unul cu plus și altul cu minus. Deci 478 înmulțit cu 387. Poftim? 7 ori 8, 56, 6 scriem, 5 reținem. 7 ori 7, 49, 49 și cu 5, 54, nu? Că da. 49 îi trebuia un 1 ca să facă 50, da, 54, 4. Și 5 reține. Corect, 5 reține. 5, nu, 7 ori 4. Așa, 7 ori 4, 28, 28 și cu 5. Da, 28 și cu 5. 5 și 8, da? Cât? 33. A, 33. Că, nu? Completăm un 2, s-a făcut 30 și urmă 33. Și scrie 33, da? Da. Bun. 8 ori 8, 64, 4 scriem, 6 reținem. 8 ori 7, 56. 56 și cu 6. 6. 2, 60. Și 2. Și 2, așa. 62 și 6 reține. Așa. 8 ori 4. 32. 32 și cu 6, 38. 38. Da, 32 și cu 6, 38. Am terminat înmulțirea cu 8. 3 ori 8, 24. 4 scrie. Da. Da, 4 scrie, 2 reține. 3 ori 7.
21 și cu 2, 23. Așa. 3 schimb, 2 reținem. 3 ori 4, 12. 12 și cu 2, 14. Așa. Acum, 6, 8, da. 4 și 9, da. 10 și cu 3? 14, 4. 1, 4, 4, 8. 8, corect. Și 1. Adică? 1084. 184 de mii. 184 de mii, 986. Așa, 184 de mii, 986 este rezultatul mulțirii cui? Lui 478 cu 387, da? Bun, acum 478 cu 483, semnul? Amândoi sunt cu plus? Plus, nu, amândoi sunt cu plus, plus. Așa. Și zicem, 478, da. Ori 483. 3 ori 8, 24, 4 scriem, 2 reținem, 3 ori 7, 21, 21 și cu 2, 23, 3 scriem, 2 reținem, 3 ori 4, 12, 12 și cu 2, 14. 8 ori 8, 64, 4 scriem, 6 reținem, 8 ori 7, 56, 56 și cu 6. Cu 6, 3, nu. 62. 6, 12, da? 62. 2 scriem, 6 reținem. 8 ori 4, 28. 8 ori 4? 8 ori 4, 32. 4 ori 8. 4 ori 32. Da, 4 ori 8, 32 și cu 6. Și cu 6, 2 cu 6, 30 și 8. Așa, 38. Acum cu 4. 4 ori 8, 32. 2. 2 scriem și 3 reținem. 4 ori 7, 28. 28 și cu 3. 31. 1 și 3. 1 și 3. 4 ori 4. 19. 230.874. Așa, ce urmează? Cine este la rând acum? 478 trebuie mulțit. Minusul, semnul corect, minus va fi. Și mulțim pe 478 mulțit cu 117. 117. Și avem. 7 ori 8, 56. 6 scriem, 5 reținem. 7 ori 7, 49. 49 și cu 5, 54. Corect, 4 și 5. 4 și 5. 7 ori 4, 28. 28 și cu 5, 31. 28 și cu 5. Îi trebuie un 2 ca să facă 30 și-a rămas 3 aici. Da. 33. Da. 33, da? Atenție, 28 și cu 5, 33. Scriem 33. Da. 1 ori 8, 1 ori 7, 7, 1 ori 4, 4. Apoi. 1 ori 8, 8, 1 ori 7, 7, 1 ori 4, 4. 6,
4 și 8, 12, 2 scriem 1, le ținem. 2 și cu 8. 2 și cu 8, 10, 17, 17 cu 3, 20. 10. Adică 17 cu 3, 10, 10 aici, 20, 0 și 2. 5, corect. Sau nu, 7 și cu 3, 10, 10 și cu 9, 19. Deci 9? Am reținut... 2, 2 am reținut. 2. Și am pus la... Ai zis, 7, 3 și cu 7 fac 10, cu 4, 14, și cu 2, 16. 16. Da, 6 și 1. 6 și 1. 4 și 1. 5. Deci 56 de mii, 26. Zim? 3 cu 7 ne dă 10, cu 8, 18 și 18 cu 1 reținut 19. Asta e. Am greșit aici. Foarte bine. 6, 8 și cu 4, 12. Da. Am reținut doar 1. Nu 2. Nu 2, am dreptate aici. Și atunci vine 9 aici, dacă 9 și cu 10, 19. Dar eu v-am zis aici, dar m-ați corectat. Am greșit eu, în ce reatare. Dar trebuie să insiști. Cum noi mi-au revenit, așa trebuie să ai și tu puterea să spui. Că de-aia lucrăm 2. Profesor, eu ori și un minut. Ori și un minut, oprește.